De-aș avea timp să vă povestesc pe îndelete tot ce se întâmplă la mine în grădină, cât e ziua de mare, v-aș scrie pe o frunză de castravete felină, cu o pană de ciocănitoare, o scrisoare foarte mare. Dar pentru că sunt extraordinar de ocupată și nu-mi văd capul de treabă, vă scriu în grabă, pe o frunză de mărar, presată, cu un picioruș de furnică, o cărticică foarte mică. Ce versuri frumoase! Știi, sunt din volumul Întâmplări din grădina mea de Ana Blandiana și nici eu nu am timp astăzi pentru că sunt în grădina bunicii unde te invit să ne jucăm cu formele și să amenajăm spațiul într-o altă poveste matematică. Așadar, în grădina bunicii avem de amenajat mai multe zone. O livadă, o grădiniță de legume, grădinița de flori și ferma de păsări. Dar cum totul începe cu un plan, să facem și noi schița locului. Terenul pe care se află casa este un dreptunghi cu lungimea de 48 de metri și lățimea de 38 metri. Casa bunicii se află în colțul din stânga al curții și are formă de dreptunghi cu lungimea de 20 de metri și lățimea 14 metri. Dar stai, bunica este tare pretențioasă. Vrea ca fiecare loc să fie așezat exact așa cum spune ea. Livada are forma unui dreptunghi cu lățimea de 20 metri și ocupă toată partea din spatele casei. Ferma de păsări are formă de dreptunghi cu lungimea de 28 metri și trebuie așezată pe latura de nord a planului. Atenție! S-ar putea să nu poți rezolva imediat. Așteaptă să asculți toate îndrumările bunicii. Grădina de legume, are formă de pătrat, cu latura de 14 metri și trebuie așezată în partea dreaptă a casei. Între grădina de legume și casă se va amenaja o grădiniță de flori. Ei, și acum privește cu atenție schița și desenează formele astfel încât să folosești cât mai bine locul și să respecti îndrumările bunicii. Și acum să verificăm. Am desenat un dreptunghi cu lățimea de 20 de metri. Dacă aș fi poziționat dreptunghiul cu lățimea de 20 de metri pe această latură, mi-ar fi rămas loc. Pentru ferma de păsări am lungimea necesară de 28 de metri, iată, 48 minus 20, obțin 28 de metri, dar dacă mai primesc o informație despre lățime, așa că trec mai departe și voi poziționa ferma de păsări după ce desenez pe plan celelalte zone. Grădina de legume este în dreapta casei, un pătrat cu latura de 14 metri. Poate fi așezată și aici. Corect, pentru că între grădina de legume și casă se va amenaja o grădiniță de flori. A mai rămas spațiul pentru ferma de păsări. Un dreptunghi așezat pe latura de nord a planului, iar lungimea este 48 de metri minus 20 de metri, e
este egal cu 28 de metri. Felicitări! Ai reușit să folosești tot terenul? Acum privește planul realizat și descoperă dimensiunile fiecărei zone. Lățimea 20 de metri, iar lungimea 38 de metri minus 14 este egal cu 24 metri. Lungimea 28 de metri, iar lățimea cât lungimea livezii, 24 de metri. Grădina de legume, pătrat cu toate laturile egale, o latură egal 14 metri. Pentru grădința de flori pot afla în două moduri. Fie adun 20 de metri și 14 metri, obțin 34 și scad din 48 din total și obțin 14 metri. Fie 28 minus 14 și obțin 14 metri. Așadar, grădința de flori are forma unui pătrat cu latura de 14 metri. Felicitări! Ai realizat planul complet? Bunica va fi tare mândră că ai respectat îndrumările ei!